Ando, cunoscut în lumea fotbalului. Andone, cunoscut într-o perioadă, Ioan Andone, la Corvinul Hunedoara, deși ești născut în Alba, nu? Sunt născut, da, crescut de la 6 luni. Tata lucra în combinat și... Ce combinat? În combinatul siderurgic, care nu mai e. A, și păi de ce te-ai născut la Alba? M-am născut în Alba și tata a plecat de la țară să muncească în combinat. A, ok. Și până la ce vârstă ai stat acolo în Alba? În Alba 6 luni am stat, niciun an. A, deci încă nu jucai. Aveam o soră cu 6 ani mai mare, n-aveam niciun an și m-a dus la Hunedoara. A, o să spun că sunt hunedorean noi. Păi dacă la 6 luni, da, vă rog. Dar ce era? Un sat, o comună mai mare? Sau? O comună mai mare, aproape de Ocna Mureș, care tata avea pământ, i-au confiscat pământul. Era un mic chiabur, adică cu 3-4 hectare era ei chiabur. I-au confiscat pământul, a venit colectivul și tata a plecat să muncească, că atunci se dezvolta foarte mult combinatul siderurgic. De la Hunedoara. El fiind totuși făcut de capitaliști, înainte de... anii 50. Ai născut în 28. Nu, zic combinatul. Combinatul are nu. E făcut de comuniști. Nu? Da? Da. Să care dezvolta... e mai vechi? Ăla de la Reșița, parcă. De la Reșița. Ăla e mai vechi, dinainte. Da, de... Reșița înainte. Hunedoara e strict făcut de regimul nou? Din Da. 55. Da? Pentru că tata în primii ani a venit. 55. Ce era dumneavoastră? Operator chimist, lucra într-o... avea o secție a combinatului, distilerie de gudron. Deci gudron era... Zgura aia sau ce? Da. Nu, no, gudroane, distilerie de gudroane. Lucra 6 ore. Pe vremea aia, în regim scurs, 6 ore. Erau 4 schimburi, tata. Știu că am fost odată la Hunedoara, nu știu ce film am făcut, și l-am și cunoscut pe... învățam la școală, dar la facultate aveam deja 20 ceva de ani. Și țin minte că am învățat la Timișoara Liceu primul erou al muncii socialiste, Ion Tripșa. Ion Tripșa, da, adică, iubea fotbalul, da, datorită lui. Extraordinar, da. Da. Și ne-am dus la Hunedoara și trebuia să firam un personaj într-o piesă de la TV, da. Nu mai știu ceva, dar sunt muncitor, subinger, habar n-am. Mă, Ando, am intrat acolo, deci, știi, mai era unul... uzina vie, Filimon, nu știu care, a scris o nouă chestie. Sântimbreanu? Nu, Sântimbreanu. Deci era o poveste groaznică, cum a căzut unul, blocul de oțel se chema. Da. În oalele alea mari de oțel fierbinte, a căzut un muncitor și că caz adevărat prin anii 60. Da. Îți dai seama, practic, colegii au scos blocul, ce să mai fac? Era, deci... Carbonizat. Nu pot, ce carbonizat? Că s-a făcut un cup de la de... Deci când am venit, ne-am dat jos, am intrat, ne-am îmbrăcat și noi ca muncitorii, da. Ne-au dat cu negru pe față niște șorțuri de alea mari de piele și ne-au învățat oamenii, erau niște testea, cângi așa lungi și tot le băgai, tot le scoteai și așa, o căldă, deci am leșinat, vreau să spun. Da. Și ne-am trezit într-o chestie așa sus cu geamuri de sticlă, nu știu ce. Și era sifon... Bă, zic, am leșinat, ne-am sistem la o cârciumă. Deci era sifonărie, vreau să spun. Deci muncitorii, tot personalul, se ducea... Mă, deci te deshidratai în 3 secunde, da, țâșnea apa din tine, ce temperatură era acolo, 1000 de grade. Și le... aveau sifonărie și pentru că tu ai fost sportiv, ai văzut, și de multe ori dacă bei plat nu trece sete puțin, da. M-am uitat mai ales la cicliș, adică puțin acidulat, da. Te sație și, așa. Deci dacă beau apă de la robinet nu le satisfăcea, nu. Așa. Și aveau sifonărie și puteau să plece oricum după ce trăgeau șarța, da? Aia. Și ziceau, am nu știu dacă mai... Nu, mai. Păi mai sunt 600 de angajați în tot combinatul. Funcționează oțelăria electrică. Nu, zic, nu știu dacă nu mai combinau sifonul, poate cu... Cu ceva? Cu ceva. Nu, cred că acolo era grav. Îți dai seama când trăgea aia și temperaturile din alea. Din câte mii de oameni ar fi fost? 24 au fost maxim la Hunedoara. 24 de mii de oameni. Și acum mai sunt 600 la oțelăria electrică. E o tragedie. Acum, datorită, l-ai cunoscut și tu pe primarul, pe Dan Băbăuțanu, a schimbat puțin spre turism. E un primar foarte bun. Un primar cu mediul de industrie. Ce poate să mai facă? Combinatul nu mai există. Cine e patron la combinat? Păi, indienii.
Indieni. Tot de la aia au rămas 600 care la intrarea în Hunedoara, numai de acolo din centru, unde ați fost voi la oțelăriile alea vechi. Există decât oțelărie electrică, chiar a fost anul trecut, acum 2 ani. Am fost curios să o văd. Da. Înțelegi?